Schimb de replici între primarul Gheorghe Ciuhandu și consilierul local Ciprian Jichici. Edilul, șef al orașului, i-a reproșat consilierului că lipsește cam mult în ultima perioadă de la ședințele de consiliu local. Potrivit legii 393 din 2004, privind statutul aleșilor locali, dacă sunt mai mult de 3 absențe consecutive nemotivate la ședințele ordinare ale consiliului local, calitatea de consilier local încetează de drept chiar dacă nu expiră. Ciprian Jichici a lipsit în 29 noiembrie și 13 decembrie 2011, dar și în 31 ianuarie 2012. El afirmă însă că toate absențele îi sunt motivate. Este cel puțin surprinzător pentru mine modul în care domnul primar își exprimă atitudinea, dat fiindcă unul la mână nu este vorba de absențe nemotivate. Chiar am depus și hârtia oficială la Secretariatul Primăriei și Secretariatul Consiliului Local, prin care am demonstrat foarte clar că nu este vorba în primul rând de absențe nemotivate. Ciprian Jichici a fost avertizat de colegii din cadrul Consiliului Local să fie mai abținut în declarații, pentru că altfel va avea de pierdut. Au fost câțiva binevoitori care au încercat să-mi atragă atenția înaintea ședinței de Consiliu, să nu cumva să scot vreo vorbă despre bugetul municipiului Timișoara, pentru că altfel urmările vor merge până la excluderea mea din Consiliul Local. Vreau să fie clar pentru toată lumea și o spun public, pe mine asemenea amenințări penibile nu au cum să mă facă să-mi schimb poziția. Nu se știe dacă această situație s-a produs și din cauza negocierilor care se poartă între USL și Gheorghe Ciuhandu. Are vreo legătură că s-au anunțat astăzi negocieri între PNSCD și USL? Nu știu dacă are sau nu legătură. Este evident însă că dacă aceste negocieri există și dacă ele vor fi finalizate, sigur că domnul primar va fi extrem de deranjat ca pe lista unei asemenea posibile alianțe să se afle un consilier care nu știe să ridice mâna la comandă, nu știe să tacă atunci când marile interese ale orașului o cer. Consilierului municipal îi se pare ciudat faptul că reacția primarului Gheorghe Ciuhandu a venit după ce pe masa procurorilor dosarul Heaven pare să se finalizeze.